Am revenit în direct la Decisiv. Certificatul verde în Uniunea Europeană ar putea expira după 9 luni dacă nu se efectuează o nouă doză de vaccin anticovid. Asta arată un document publicat de Bloomberg. În plus, doar cei vaccinați sau vindecați vor putea veni în Uniunea Europeană. Pentru cei care au trecut prin boală sau au făcut un vaccin neaprobat de Uniunea Europeană, se va solicita și un test PCR. Detalii are Claudia Teodorescu, editor secției externe. Claudia, te ascultăm. Bun găsit, așa este. Uniunea Europeană vrea ca valabilitatea certificatelor de vaccinare contra COVID-19 să fie limitată la 9 luni pentru călătoriile în interiorul blocului comunitar, ceea ce înseamnă că certificatul verde ar putea să nu mai fie valabil în UE după 9 luni dacă posesorii nu fac o nouă doză de vaccin anticovid. Totul face parte dintr-un plan mai amplu al Uniunii Europene. Executivul ar dori să renunțe, începând cu 1 martie, la lista albă de țări din care toți călătorii sunt autorizați să vină, indiferent de statutul lor de vaccinare. Așadar, de la această dată, de la 1 martie, doar călătorii vaccinați și recuperați după boală cu un certificat digital COVID al UE sau cu un permis echivalent vor putea intra în țările din blocul comunitar. Ca măsură de protecție suplimentară, va fi necesară dovada unui test PCR negativ pentru toți călătorii care au fost vaccinați cu un vaccin aprobat de Organizația Mondială a Sănătății, dar care nu este aprobat de Autoritatea Europeană de Reglementare a Medicamentelor. Un test PCR se va solicita și călătorilor recuperați după COVID-19, așadar călătoriile nu vor depinde în totalitate de statutul călătorului și nu de țara de origine. Adică statele membre ar trebui să permită intrarea doar a călătorilor vaccinați, recuperați sau esențiali. Bineînțeles, propunerile Comisiei vor merge către statele membre pentru aprobare.